Etapa trecută din campionatul județean de fotbal Liga a 4 a fost una în care s-au disputat două derbiuri de interes maxim din partea iubitorilor sportului rege. Partida din Strand, acolo unde a avut loc întâlnirea dintre Fecear Argeș Pitești 1953 și CS Mioven 2, scor 1 la 3, a fost una spectaculoasă, cu două eliminări în tabăra gazdelor, un autogol și alte patru reușite, sarea și piperul unui joc de fotbal. Al violeții lui Adrian Dulcea și Iulian Tameș au început în forță întâlnirea cu echipa secundă a celor din Mioveni. După mai multe ratări la poarta galben-verzilor, Ciocârlan a reușit să deschidă scorul în minutul 35, stabilind scorul la pauză. În partea a doua întâlnirii, elevii lui Andrei Speriatu au mai echilibrat jocul și după doar 15 minute de la reluare au restabilit egalitatea. Din păcate, Iulian Tameș a deviat o minge în propria poartă, iar scorul devenea egal 1-1. CS Mioveni a mai punctat odată, două minute mai târziu, prin Trașcu, pentru ca în ultimul minut de joc Popescu să stabilească scorul final, marcând golul 3 al oaspeților. De menționat că în minutele 77 și 89, Pătrănoiu și respectiv Călin de la Gazda au fost eliminați în urma cartonașelor roșii primite. Cealaltă partidă considerată a fi un veritabil derby disputată în nocturnă la Bradu, în care s-au întâlnit formațiile Unirea Bascov și Gloria Berevoiești, încheiată cu victoria la limita gazdelor 2 la 1, a fost una cu scântei. Chiar dacă în prima repriză nu s-a marcat la niciuna dintre porți, după pauză, spectatorii prezenți la meci au avut ce vedea. Mai întâi, galben negri au deschis scorul în minutul 54 prin Heroiu, pentru ca 10 minute mai târziu gazdele să restabilească egalitatea prin Paraschivescu. Imediat după înscrierea golului egalizator, Unirea Bascov a rămas în 10 jucători pe teren, tănase fiind eliminat. Din păcate, oaspeții nu au știut să fructifice avantajul omului în plus și în doar șapte minute Andrei și Heroiu au văzut și ei roșu în fața ochilor, fiind eliminați de centralul întâlnirii. În minutele de prelungire însă, unirea Bascov dă lovitura, Petre reușind golul victoriei, asta după ce în minutul 90 portarul din Berevoiești, Tutunaru, a apărat o lovitură de la 11 metri. De departe însă, partida cea mai spectaculoasă a avut loc la Buzoești. Echipa gazdă Victoria a zdrobit echipa ASEMICEști 2002 cu scorul de 11 la 0, scor înregistrat încă de la pauză. De menționat că atacantul gazdelor, Adrian Popa, a reușit să înscrie de 8 ori în 35 de minute, stabilind un record greu de egalat. Rezultatele complete, cât și clasamentul la zi după disputarea etapei a 18 a din campionatul județean de fotbal Liga A4 -a, sunt următoarele. Liga A4 -a Senior Etapa 18. -a a vulturii pribuieni CSD-le repitești 3 la 3, ASE se unirea Bascov, a gloria berevoiești 2 la 1, ASE victoria buzoiești, a se micești 2002 11 la 0, ASE viitorul ștefănești 2007, ce se sporting pitești 0 la 7, a argeș pitești 1953, ce se mioven 2 1 la 3, ASE olimpia suseni, CS se rucăr 2 la 0.